Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la Gojul în direct. Alături de mine în studio este domnul primar al localității Bărbătești, Aurel Mangu. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră de a ne spune despre situația în care se le găsește localitatea pe care, iată, o păstoriți de 4 ani ca primar și de încă 4 ani ca viceprimar al localității Bărbătești. Deci de aproape 8 ani dumneavoastră sunteți aproape de problemele oamenilor din Bărbătești și mă gândesc că ați luptat pentru a le rezolva. Înainte de toate, după cum știți, doamnelor și domnilor, minerii și energeticienii care au plecat în marșul lor spre București se află în cea de-a 4-a zi. Sunt voci care spun că e bine ceea ce fac, sunt voci care nu susțin această acțiune pe motiv că fie e tardivă, fie e orchestrată din spate de către persoane influente, nu știu. Până la urmă vom vedea care este finalitatea acestei acțiuni. Sperăm să fie una de bun augur pentru că CEO, Complexul Energetic Oltenia, după cum știți, are nevoie de mare sprijin. Acum se anunță și schimbarea managerului Laurențiu Ciobotărică. Să vedem dacă ea va avea loc. Oricum, rezultatul la primele 3 luni se pare că nu îl recomandă prea mult pe domnul Ciobotărică. Cum vedeți, scurt de tot comentariu despre marșul minerilor din Complexul Energetic Oltenia, credeți că mai are el puterea de a schimba soarta acestei mari companii despre care se știe că o așteaptă insolvența? Doamne, ferește să nu ne gândim și la faliment. Felicit minerii care au avut curajul să ia la pas până la urmă tot sudul țării, de ajunge din Târgu Jiu până în București. După cum am observat în ultima perioadă, noi românii nu avem un cult deosebit al străzii, să ne cerem drepturile și de aceea este un pas înainte. Speram din suflet ca numărul lor să fie mult mai mare și sper în continuare ca până la București să se ajungă mult mai mulți mineri. Știți cum e la noi, la români, speranța moare ultima, se folosește și dumnealor de orice mijloc cât de cât legal ca să-și urmărească serviciul, să-și urmărească acei bani puțin pe care ia pentru a-și întreține familiile, copiii și să-și țină la școală. Ați văzut că atunci când s-a organizat astfel de manifestări aici în municipiul Târgu Jiu, nu s-au îngrămădit să participe nici minerii, nici societatea civilă, ca să zic așa. Iată că acum își anunță prezența la București mult mai mulți oameni care îi vor aștepta pe cei 50 de protestatari care sunt în drum spre capitală. Credeți că ar trebui să se mobilizeze mult mai mult chiar și primarii din județul Gorj, din zonele afectate de minerice energie, dar nu numai, până la urmă acest complex energetic Oltenia ne afectează pe toți. După cum a zis și dumneavoastră, într-adevăr, mineritul și energia afectează întreg județul Gorj, chiar dacă la noi în localitate nu își desfășoară activitatea, avem cetățeni care lucrează în complex și la dumneavoastră se simte o stare de neliniște, o stare de agitație, pentru că nesiguranța zilei de mâine îngrijorează pe toată lumea. Despre acest marș și acest meeting sper să fie în număr cât mai mare de cetățeni. Ați văzut că tot un meeting de amploare a schimbat și guverne și chiar s-a schimbat și președinți cu strada. Minerii noștri de la Gorj nu ar fi singurii nemulțumiți de măsurile luate de guvernul tehnocrat. Ați văzut tot felul de proteste și manifestări. Credeți că și în baza unor sondaje, credeți că sunt reale? Adică susținătorii tehnocraților scad cu fiecare zi care trece? Eu cred că a fost un val așa de tehnocrați. Consider că România trebuie să fie condusă de un guvern politic și guvernul politic trebuie să-l pună oamenii prin votul dumnealor. Așa că peste noapte ne schimbăm un guvern și punem de unul de tehnocrați. Nu văd o rezolvare pentru că nu știu pulsul vieții, pulsul omului de rând și probabil se bazează doar pe niște studii și nimic mai mult. Dincolo de aceste probleme care vizează nu doar județul Gorj, pentru că CEO nu-și desfășoară activitatea doar în județul Gorj, ci și în județele învecinate, sigur, în mai mică măsură, vreau să ajungem și la Bărbătești. Așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, dumneavoastră de 8 ani sunteți alături de cetățeni. Spuneți-mi, în opinia dumneavoastră,
în ultimii 8 ani, dar mai cu seamă în ultimii 4 ani, cum vedeți situația localității Bărbătești? Sunteți mulțumit de mandatul dumneavoastră, de ceea ce ați reușit să faceți în cei 4 ani de mandat? Da, mai zilele trecute un cetățean din comuna Bărbătești a venit și mi-a dus fluturașul pe care eu mi-am propus să, pe care scria propunerile mele ca pe care încep să le rezolv în următorii 4 ani. Cu mândrie țin să spun că nu că le-am, poate nu le-am rezolvat chiar pe toate, dar au fost toate cele, acele puncte atinse și rezolvate în mai mult de 80% din situații. Da, sunt mândru că sunt primarul comunei Bărbătești, sunt alături de cetățenii mei din comună, s-a realizat, din punctul meu de vedere, s-a realizat foarte multe, evident era loc de mai bine, dar cu susținerea dumnealor o să continui proiectele pe care le-am început să le duc la bun sfârșit. Când ziceți că ați realizat aproape 80% din programul dumneavoastră pe care l-ați propus acum 4 ani, la ce vă referiți mai exact? La, de exemplu, la rețelele canalizării, la realizarea, asfaltarea mai multor drumuri comunale de la noi din comună, la flexibilitatea relației dintre salariații primăriei și cetățenii comunei, unde, în primul rând, acest lucru mi l-am dorit ca oamenii să nu vină cu mâhnire la primărie, să vină cu inima deschisă, să ne spună ce-i doare și să fie convinși că nu sunt mințiți și că li se spune adevărul și că încercăm să le rezolvăm problemele în cât mai scurt timp și cât mai corect. Spuneți-mi, canalizarea nu exista deloc acum 4 ani sau în ce stadiu era? Sau? Nu, acum 4 ani nu exista niciun fel de canalizare. Am reușit să susțin un proiect pe fonduri guvernamentale sau mai precis pe acea ordonanță, pe 544 și ulterior pe ordonanța 28. Am fost acceptați, am fost și finanțați de un an de zile. Anul trecut s-a realizat stația de epurare și primul kilometru de canalizare. Acum de o lună de zile ne-am apucat în forță, am realizat primii 600 de metri pe drumul județean și se lucrează în continuare. Chiar de astăzi am avut o discuție cu constructorul și zicea că o să încerce să abordeze această canalizare din două puncte ca să meargă mai repede, dumnealui promițindu-mi că undeva în luna septembrie putem să încercăm să-i facem recepția la terminarea lucrărilor. Ați putea fi bănuit de faptul că faceți aceste lucrări pentru a vă face campanie electorală. Știți care sunt acuzele celor care candidează la primării, sigur, nefiind primari. Spun că au aceste pârghii primarii în exercițiu de a se apuca de lucrări chiar înaintea campaniei electorale, chiar înaintea alegerilor. Da, într-adevăr. Explicați un pic situația, că se folosesc unii dintre contracandidați de acest lucru, dar după cum știm, banii pe ordonanța 28 nu sunt la dispoziția primarilor. Noi, ca să putem să luăm acei bani, trebuie să ni se facă situații de lucrări, adică să se lucreze și ulterior să ne ducem la București ca să li se achite facturile. Nu cred că pot să fiu bănuit că am început lucrările numai înainte de alegeri. De când am venit, în fiecare an s-a lucrat câte ceva în comună. Un an mai puțin, un alt an mai mult. Nu s-a lucrat numai la canalizare, s-a lucrat și la cămine culturale, la biserici, la școli și așa mai departe. Toate proiectele pe care dumneavoastră le-ați derulat în localitate sunt cu bani de la Guvernul României și din bugetul local sau ați reușit să accesați și fonduri europene? E o monedă pe care tot bat. Da, într-adevăr, am cochetat de câteva săptămâni. Am cochetat cu fondurile europene, dar după cum știți și dumneavoastră și o mare parte dintre cetățeni știu, la ora asta s-a stabilit ca localitățile care pot să abordeze fonduri europene trebuie să aibă peste 2000 de locuitori. Comuna noastră are undeva sub 2000 de locuitori și este mai dificil de luat fonduri europene pentru comună. Pentru asta fac parte dintr-un gal Gilort și împreună cu colegii și cu vecinii noștri de comună să putem să absorbim cât mai multe fonduri europene. Un principiu destul de ciudat este că toată lumea se așteaptă ca primăria să acceseze fonduri europene. Eu
am avut și un proiect în acest sens, ca să conștientizez că cetățenii comunei trebuie să acceseze fonduri europene, pentru că o comună având cetățeni bogați este o comună bogată. De aceea, în cursul anului trecut și acum 2 ani, am avut o colaborare cu o societate care a venit și a îndrumat oamenii ca să realizeze să realizeze proiecte pentru atragerea fondurilor europene. S-a și realizat un proiect, nu știu dacă a trecut sau nu a trecut, dar cel puțin am avut un început, oamenii au văzut că se pot lua fonduri europene. Adică doar un singur cetățean din Bărbătești a reușit să acceseze fonduri europene? Asta era vorba de anul trecut. Pe parcursul anului s-au mai absorbit fonduri europene, în special pe apicultură. Dar acum s-a încercat să se ia fonduri europene pe agricultură, adică mai precis pe legumicultură. Am înțeles că a fost o problemă la o suprafață de teren, că nu a fost cultivată cu ceea ce declarase la inițial acea persoană și acesta a fost cauza de a fost respins proiectul. Anul ăsta am înțeles că vreo 4 persoane încearcă să obțină fonduri europene. Le doresc succes și cu siguranță o să aibă toată susținerea a mea și a întregului colectiv al primăriei. Spuneați de faptul că îi încurajați și că ați avut persoane în localitate care v-au putut sfătui cu privire la modul în care pot oamenii accesa și pe ce programe pot ei merge pentru a accesa fonduri europene. Nu aveți specialiști în primărie care să stea permanent la dispoziția cetățenilor? Nu avem specialiști cu studii necesare și pentru a accesa fonduri europene, dar v-am spus, am avut o colaborare cu o societate care a venit de consultanță, da, în mai multe rânduri și a stat de vorbă cu cetățenii, au fost făcute ședințe pe sate, la primărie, la școli, să conștientizăm că numai fonduri europene sunt viitorul și banii pentru proiecte numai de acolo pot să vină. Spuneați că localitatea dumneavoastră, localitatea Bărbătești, nu este afectată de exploatările miniere. Din păcate sau din fericire că nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că am tot spus, ați văzut cum arată localitățile care au fost excavate. Zonele excavate sunt aproape impracticabile din punct de vedere al circuitului agricol. La Bărbătești, ce fel de activități se pretează la Bărbătești? Pe ce puteți noastră merge dacă mineritul nu există? Agricultură, doar agricultură? Doar agricultură. Noi ca și comună, să zicem că suntem puțin ferită de un șomaj foarte ridicat, deoarece avem în comună 2 societăți de panificație, avem în comună o societate care are mai mulți angajați, se numește Compet, care se ocupă cu transportul țițeilor pe conductă, și o societate a Petrom care transportă gaze pe conductă. Pe lângă aceste 2 societăți mai avem tot în cadrul OMV-ului o stație de apă care își desfășoară activitatea în satul Socu și care a absorbit ceva forță de muncă în desfășurarea activităților în cadrul comunei. Aveți un procent al șomajului în localitate? Adică chiar aveți investitori în zonă, ca să zic așa? Da, nu am un procent foarte sigur, dar marea majoritate care nu au un serviciu sigur beneficiază de acel ajutor social, de acea lege 416, cu care ne putem face și noi curățenie, ne putem face treaba prin comună. Pe viitor, chiar cu acest beneficiar de legea 416, aș vrea să fac tot posibilul să pot să construiesc niște dale ca să pot da la șanțurile de la mine din localitate mult mai ieftin decât aș lua o firmă să îmi daleze șanțurile. Păi și puteți dumneavoastră să faceți asta cu muncitorii de la 416? Adică totuși trebuie să aveți niște matrițe, eu știu. Da, am studiat acest fenomen și se poate face. Unde, când se vrea neapărat să facem și spui în cap să realizezi un lucru, îl realizezi fără probleme. Păi și vor fi coordonați de către cine? De obicei, acești asistenți asistați sunt coordonați de viceprimar, dar o să luăm o decizie la momentul potrivit. Viceprimarul se pricepe în construcții? La ora asta, da, dar
nu putem vorbi de așa ceva, deoarece mai sunt două luni până la alegeri și probabil e posibil să ne schimbăm și noi, să schimbe și viceprimarii și așa mai departe. Deci nu vreți să vă angrenați în treaba asta până nu se... Nu, cu siguranță. O să aibă loc alegerile și să vedeți clar bineînțeles, da. Cu ce echipă mergeți. Poate domnul viceprimar, în situația în care dumneavoastră veți fi primar sau, nu știu, invers, candidează domnul vice? Am înțeles că și dumneavoastră candidează, da. Da, e o problemă atunci. Să știți cu cine, poate că nu va mai vrea, eu știu. Domnul viceprimar poate se va răzgândi atunci. Este o idee bună asta, văd că nu doar dumneavoastră vă folosiți cu ghilimele de rigoare, pentru că până la urmă de asta sunt și de asta primesc acel ajutor social cei care beneficiază de ajutorul legii, de pe legea 416. Aveți mulți asistați sociali în localitate? Avem în jur de 45 de dosare. La o populație de sub 2000 de oameni este destul de mult, da. Un număr destul de ridicat. Așa este. Totuși înseamnă că nivelul de trai nu este unul foarte, foarte ridicat. Altfel, ce munci mai prestați cu oamenii de pe 416? Pentru că sunt multe de făcut în localitate, nu doar să faceți... Sunt foarte multe de făcut într-o localitate și problema nu se termină niciodată. Că ai terminat o problemă, apare alta. I-am folosit la tot ce a fost nevoie, începând de la igienizări, văruiri de școli, de primării, deci la tot ce s-a putut să presteze, dumnealor au fost prezenți de fiecare dată. Bugetul localității care este? Bugetul localității nu este niciun buget mare, nu este niciun buget mic. De fiecare dată am reușit să îl prefigurăm în așa fel încât să nu avem restanțe la plata salariaților, la plata învățământului, la curent, la gaze și așa mai departe. Deci pentru mine pe primul loc a fost aceste servicii să fie plătite, că fiecare dintre noi avem acasă copii, avem neveste și rate la bănci, trebuie să recunoaștem, și dacă nu am fi reușit să le dăm salariile la timp, vă dați seama că și-ar fi plătit și dumneavoastră la rândul lor facturile cu întârziere și nu ar fi ok. Nu mi-a plăcut niciodată, pe altă ordine de idei, să fac lucruri cu împrumutul, adică să fac lucrări că or să vină banii. Și întotdeauna am avut grijă să am bani și după aceea să mă angrenez în lucrări. Mai mult decât atât, anul trecut, în afară că am terminat fără nicio datorie, am terminat și cu ceva bănuți în cont. Nu puteți să-mi spuneți care este bugetul local, total al localității? La ce valoare se ridică? Asta în ideea în care dumneavoastră ați putea face și investiții din bugetul local, ați putea suporta și cofinanțări, dar dacă este de la Guvernul României, nu există cofinanțare, nu? Ba da, este 5% cofinanțare. 5% e foarte mic, adică e modică, să zic așa. Din cheltuielile eligibile, mai sunt și cheltuieli care nu sunt eligibile pe fondurile guvernamentale. De exemplu, avem la stația de epurare cele 5 racorduri la stația de pompare și stația de epurare de la să băgăm curent, energie electrică, care trebuie să le suportăm din bugetul local, în afară de cei 5% care îi dăm de drept de cofinanțare. Spuneți-mi, ce vă propuneți să faceți în situația în care în 5 iunie 2016 oamenii vă vor acorda votul de încredere pentru încă 4 ani? În primul rând, dacă oamenii își pun încă o dată încrederea în mine, o să tratez toate lucrurile cu mult mai multă seriozitate, pentru că nu este puțin lucru ca după 4 ani de muncă oamenii să realizeze că ți-ai dăruit până la urmă și zilele libere și zilele din concediu, poate uneori și nopțile când a fost nevoie pentru bunul mers al lucrurilor în comună. Și o să tratez, v-am spus, cu mai mare seriozitate și o să am o implicare mult mai mare. Da, în primul rând îmi doresc ca să intervin în sistemul de alimentare cu apă, deoarece noi la această oră beneficiem de apă de foarte mult timp, dar nu avem sursa noastră proprie de alimentare cu apă. Noi cumpărăm apa
și aș vrea să ajung și o cumpărăm și ulterior o vândem populației. De aceea prețul pe metru cub este 2 lei. Foarte ridicat. Destul de ridicat. Bineînțeles, de când sunt primar nu s-a majorat acest preț, așa l-am găsit, așa l-am ținut în continuare, dar îmi doresc din suflet să realizez și deja am întreprins măsuri pentru realizarea acestui aspect, să avem alimentarea noastră proprie cu apă și atunci o să putem să mișorăm prețul la apă. De unde îl cumpărați apa? În satul Socu. A fost o, cum v-am spus, este în continuare și a fost o stație de apă care aparținea de OMV Petrom, care alimenta și alimentează în continuare Petromul. De acolo, de la dumnealor, noi cumpărăm cu 1,1 lei metru cub, fără TVA, și o dăm mai departe cu 2 lei, foarte greu. Nu puteați o dați la același preț? Nu puteam să dăm la același preț pentru că mai intervin cheltuieli de tratare, de clorinare, de filtrare, de energie electrică care se folosește și de aceea la momentul respectiv probabil cine a inițiat acel proiect de hotărâre pentru mărirea tarifului la apă, probabil de aceste aspecte a ținut cont. Nu e posibil ca să cumpărați mai ieftin apa de la Petrom? Nu e posibil pentru că atunci când s-a introdus apa, s-a făcut un contract cadru cu cei de la OMV care trebuie respectat. Am înțeles. Ce altceva vă propuneți să faceți în localitate în situația în care veți ieși din nou primar? În primul rând vreau să, cum v-am spus, să semnăm recepția și să dau drumul la stația de epurare, la canalizare. După aceea, prin gal, să întreprind un proiect care să termin de asfaltat, chiar mi-am propus ca la fiecare unde este casă să fie și asfalt în Bărbătie, să termin de asfaltat toate ulițele și toate drumurile comunale, nu ar mai fi atât de multe. În altă ordine de idei, pe vreau să intervin în sistemul de învățământ, aș vrea să demarez procedurile pentru construirea unui after school, cam copii să beneficieze de profesori pentru a-și face temele, adică după terminarea orelor să mai poate fi încă 4 ore cu un cadru didactic ca să poată să-i ajute să-și facă temele, să scoatem cei mai buni din copii. Aveți solicitări în sensul acesta? Pentru că știm că de obicei la țară oamenii după cele 4 ore sau 8 ore de cursuri ale copiilor, gata, repede, hai acasă și poate mai faci ceva și prin gospodărie. Oamenii din Bărbătești sunt deschiși și idei de a avea un after school, da, în localitate? Am discutat cu o bună parte dintre părinți și au fost deschiși la această solicitare, m-au felicitat pentru inițiativă. Sunt convins că nu cred că o să fie cineva care nu o să fie de acord, pentru că trebuie să-i explicăm la fiecare în parte care nu este de acord cu treaba asta, că cel mai important pe lume sunt copiii, pentru că ei reprezintă viitorul nostru și trebuie să aibă o educație cât mai bună. Probabil la găsirea cadrelor didactice nu veți întâmpina probleme. Probabil că, da, cum să zic, asta să fie ultima problemă care o am la găsirea cadrelor didactice. Pe lângă faptul acesta, probabil o să se mai facă și câțiva oameni care să lucreze în acel after school. Spuneți-mi situația infrastructurii, la drumuri mă refer în special, acum care este? Cum ați găsit dumneavoastră în 2012 localitatea Bărbătești? Erau străzile asfaltate sau era vraiște? În 2012, când am venit în localitatea Bărbătești, era asfaltat drumul județean și... Care până la urmă nu este în apanajul localității Bărbătești. Și mai aveam strada Diaconeștilor, care a fost asfaltată timp de 4 ani, dar a fost neplătită în perioada când a fost asfaltată. În 2012, când am ajuns primar, am reușit am achitat acea stradă, care cât mai era, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 800 de milioane mai a fost de achitat la acea stradă și am demarat asfaltarea satului Socu, care nu avea niciun metru pătrat de asfalt.
La ora asta s-a asfaltat jumătate din satul Socu, adică primul kilometru jumate de asfalt, și am promisiuni foarte ferme că în următoarea lună o să terminăm și acel sat de asfaltat. În continuare am deschis șantierul în satul nou, unde chiar că se numește satul nou, este un sat mai recent înființat, unde am terminat de asfaltat și am terminat de băgat canalizarea. Ulterior am făcut pe Valea Morii asfalt și de o săptămână am dat ordine de începere pe încă 4 drumuri sătești. Este vorba de strada Chirea, strada Tufeni, strada Valea Caselor și Stupina. În următoarea lună, cu siguranță, o să fie asfaltat. Mai mult decât atât, în satul Socu avem un drum vecinal care face legătura între DC43 și stația de apă Socu, de care vă vorbeam, unde am reușit, într-un parteneriat cu o societate, să, printr-o sponsorizare, ne-a sponsorizat societatea jumătate și jumătate punem noi, să asfaltăm acei 300 de metri care erau neasfaltați. Am înțeles. Mare accent puneți noastră pe relația cu cetățeanul. Este o problemă la Bărbătești vis-a-vis de chestia asta? Da. Se împănământeni să cetățenii sunt respinși, li se vorbește urât la primărie când ajung, nu sunt băgați în seamă, trebuie să se dea în judecată, să rezolve toate problemele, ori poliția, ori judecătoria. De acum, de ceva timp încoace, când am ajuns, îmi veneau săptămânal 5-6 plângeri. Acum, dacă îmi vine una la lună, e mare lucru. Am constatat că cu dialogul și cu o vorbă bună și cu înțelegere, cele mai multe probleme, mai ales între vecini sau între cetățeni din Bărbătești, au fost rezolvate. Bun, păi și cum ați făcut lucrul ăsta? Pentru că, pe de o parte, ziceți că e o problemă între cetățeni și, pe de altă parte, este o problemă între relația cetățean-funcționar public. Cum ați rezolvat, cum reușiți? Adică i-ați adunat pe toți cei din primărie și le-ați zis: fraților, de astăzi înainte, regulile se schimbă în primăria asta. Eu, Mango Adrian, scuzați-mă, înseamnă că am greșit de la început, vă propun un nou mod de a lucra cu cetățeanul. Nu. Sau cum ați făcut? Așa. Oamenii ce au zis: da, a venit primarul nou Mangu, acum ia uite că ține mai mult cu oamenii decât cu noi. Știți că ăștia din primărie cam sunt obișnuiți așa, să fie apropiați primarului și apropiați sufletului celorui care conduce localitatea, și mai mult se bazează pe susținerea primarului decât că îi va contesta comportamentul. Am considerat și consider în continuare că puterea exemplului este cea mai importantă. Dacă eu am dat exemplu că la orice oră din zi și din noapte pot să fiu prezent la cererile cetățenilor, încet, încet și dumneavoastră au considerat același lucru, și acum la ora asta cred că nu poate să zică un cetățean că a venit să ceară o adeverință banală sau orice alt act și a așteptat mai mult de 20 de minute până la eliberarea acelui act. Până în 2012 sau până mai mult, până în 2008, s-a așteptat câte 30 de zile, câte 45 de zile, câteodată, pentru eliberarea unei adeverințe. La noi se elibera, bine, în limitele posibilităților, sigur. Să nu fie în concediu. Evident. Sau să nu fie, sau chiar dacă a fost concediu, cineva îi ține locul, sau chiar dacă n-a fost cineva să îi țină locul, am avut curajul să sum, să rog frumos să vină 2 ore la serviciu, ca acel om să nu aștepte. Nu a fost nimeni sancționat disciplinar la dumneavoastră, la localitate, la Bărbătești? Nu a fost nimeni. N-a fost nevoie ca dumneavoastră să aplicați sancțiuni corectoare vis-a-vis de comportamentul sau poate de abuzul unor angajați în relația cu cetățeanul? Nu, și în foarte multe din cazuri nu sunt adeptul sancțiunilor către angajat. Angajatul trebuie să îl duci în acea situație încât să-și dea seama că e plătit din taxele și impozitele cetățeanului, pe care trebuie să-l respecte și trebuie să-l ajute atunci când are nevoie de dumnealui. Bine, de astfel de atitudine avem nevoie, sincer, în mai toate instituțiile statului, pentru că așa trebuie să gândească orice om care are un principiu sănătos de a-și
desfășura activitatea. Este foarte important ca cei care lucrează în instituțiile publice să conștientizeze faptul că sunt plătiți din banii contribuabililor și că până la urmă, dacă nu ar mai da nimeni bani la stat, vorba aia, nici ei nu și-ar mai încasa salariile. Bineînțeles. Dar cum reușiți să îi împăcați pe oamenii între ei? Că ziceați că până acum doar poliția și procuratura se mai rezolvă problemele de prin localitate. Și acum cum? Îi puneți așa față în față? Totul din punctul meu de vedere se rezolvă cu dialog. Sunteți un fel de mediator, dar neplătit. Da, sau un fel cum? De mediator, dar neplătit, dar de fiecare dată omul nu trebuie mintit, trebuie să-i se spună, poate de foarte multe ori, doar adevărul ăla, dar până la urmă tot adevărul iasă la iveală, așa că îi spui de la început, domnule, se poate sau nu se poate, sau ai dreptate sau nu ai dreptate, și cu argumente îi explici, și de cele mai multe ori, bine că nu putem să spunem că în 100% din cazuri s-a rezolvat treaba asta, dar de cele mai multe ori s-a evitat cheltuiala în plus a oamenilor să ajungă pe la judecătorii. Consiliul local vă este aproape? Consiliul local, da, mi-este aproape, mi-a fost întotdeauna aproape, deoarece nu am avut o atitudine de superioritate sau nu am impus vreun proiect. De fiecare dată am întrebat, de exemplu, în Consiliul de astăzi, întreb pentru Consiliul de luna viitoare, mă, uite, cam asta am eu idee, ce ziceți, e bine să facem așa, dumnealor întotdeauna au venit cu idei și cu susținere de idei și întotdeauna li s-a pus în practică ideile dumnealor. Nu am avut situații de ceartă, de jigniri și de alte probleme în Consiliul Local. Câte partide politice sunt în Consiliul la Bărbătești? Acum, cred că 5. 5 partide, cred că sunt. Păi le putem și concluziona. E ALDE, e PSD, e PNL, PDL sau nu știu cum. PNL. Așa. Lăsați-i galben, nu-i mai faceți portocalii. Cel puțin la Gorj, cu siguranță sunt portocalii. Sunt portocalii? Nu știu, în rest. Așa, și Partida Romilor. Și UNPR-ul. Și 5, da. Și nu, deci votul nu este foarte divizat, adică reușiți să treceți ușor cum v-am spus, proiectele? Cu dialog, eu fac parte din Partidul Social Democrat și la Bărbătești avem un singur consilier din partea Partidului Democrat și de cele mai multe ori... Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat. De cele mai multe ori, proiectele de hotărâre trec cu 11 voturi din 11. Adică da, sunt oameni deștepți, oameni care vor binele localității și nu se cramponează că sunt la diferite partide politice și nu ascultă sau probabil nu se impune de la superior să voteze într-un anumit fel. Viceprimarul de la ce partid candidează? Viceprimarul, cred că am înțeles că o să candideze de la ALDE. Vă faceți grijă cu privire la contracandidații dumneavoastră sau stați relaxați la gândul că legea electorală avantajează primarii în exercițiu? Nu cred că când intri într-o cursă, ori de care ar fi cursa, poți să stai relaxat. Că dacă stai relaxat, pierzi. Nu, sunt emoțiile care sunt benefice de cele mai multe ori. O să-mi mediatizez foarte mult ce îmi propun să fac. Oamenii deja, să știți că ne cunosc pe fiecare în parte și pe fiecare, cred că și ne cunosc nu neapărat fizic, și mai mult ne cunosc sufletul și fiecare, da. ce e capabil să ofere. Spuneți-mi, de ce ați zis că cei de la PNL la Gorj sunt mai mult portocalii și nu galbeni? Ați văzut, la nivel național, situația este alta. Vechii liberali fac jocurile în PNL, nu democrat-liberalii. Păi a apărut o listă de consilieri județeni sau municipali și eu, venind din PNL, mai cunosc câteva nume de acolo și le-am văzut pe listă de la locul 20 în sus, pe mulți dintre ei. Și celelalte nume nu le cunosc și înseamnă că nu sunt de la vechiul Partid Liberal. De ce ați plecat din PNL? E o istorie destul de lungă de ce am plecat din PNL. Prima oară când am intrat în politică, știam că PSD-ul este partidul care este aproape de oameni, dar la acea oră PSD-ul la nivel de Bărbătești era blocat. Era, cum să zic, mai de mult era această problemă cu politica de familie. Adică avea cineva o familie, era o familie și trebuia să fie doar familia. PSD nu avea voie să intre altul străin. Am intrat în politică ca și consilier
candidat consilier local din partea PNL-ului. La acel moment nu am avut susținerea totală a PNL-ului pentru a fi viceprimar, am reușit să fiu viceprimar și am candidat pe USL și cu prima portiță când am putut să ajung în PSD, cu mare drag m-am dus la acest partid și am fost acceptat în partid. Nu vă pare rău, având în vedere situația în care este acum PNL-ul, ziceți? Nu îmi pare rău, dar nu din acest punct de vedere. Nu mi-ar părea rău că am trecut la PSD, chiar dacă PNL-ul ar fi pe val și ar fi foarte bine. Nu, a fost opțiunea mea dintotdeauna să fiu într-un partid social ca să pot să ajut clasa mai de mijloc. Mai de mijloc, da. Liberalii ziceți că nu sunt prea aplecați către nevoile cetățenilor din clasa mijlocie, sunt cu elitele așa. După cum vedeți, liberalii susțin guvern tehnocrat care a început să scadă în sondaje drastic și dumnealor le place să facă politica elitelor și poporul nu suntem un popor de elită și poporul este talpa țării care sunt oamenii de mijloc. La noi a cam dispărut această clasă de mijloc, am observat că în mare parte sunt bogați și săraci. Și trebuie să facem ceva să dezvoltăm acea clasă de mijloc. Conducerea liberală de acum, cum o vedeți? Conducerea liberală de acum e domnul Vâlceanu și domnul Barbu. Da, domnul Vâlceanu era la PDL pe timpul când era o conducere PD-listă și la noi la localitate. Și când a venit într-o vizită la noi în localitate, a parcat, avea o mașină de lux, mai era puțin și urca și în primărie. Chiar atunci am avut o reacție și nu am știut cine e cu mașina, și am zis, bă, dar ăsta nu văzut că aici e o alee, se poate merge, trebuie să meargă cineva pe alee. Și după aceea am văzut că e dumnealui, i-am spus că putea să tragă și mai încolo mașina și în continuare, la următoarele alegeri, când nu au mai ieșit dumnealor, a tras mașina la vreo 100 de metri de primărie. Am înțeles, da, e... De aici putem să tragem concluzii. Putem să tragem câteva concluzii, da, câteva concluzii. Din această întâmplare. În ceea ce privește sondajele, considerați că sunt reale? Ați văzut PSD-ul, zice-se de cei care fac tot felul de sondaje că ar fi scăzut drastic, sigur nu este PNL-ul deasupra PSD-ului, dar nici la mare distanță. Vedeți așa luptă strânsă între PNL și PSD? Că acum ați făcut parte și dintr-unii, sunteți și în tabăra cealaltă, puteți ca să echivalți. La Gorj, dacă vorbim despre Gorj, nu dau cu părerea despre întreaga țară, nu cred. Cred că o să fie o distanță foarte mare între PSD și PNL, dacă mai raportăm și la viitorii primari. Nu, cred că o să fie mai mult de două treimi să aibă PSD-ul și restul să aibă o treime. Spuneți-mi, dacă la Bărbătești a început lupta... Dacă a început campania, ca să fiu așa mai directă. Fiind o localitate mică și cu foarte multe cunoștințe, cred că până la urmă ne cunoaștem cam fiecare din localitate, cred că această luptă nu s-a oprit niciodată. Mai cu interes sau mai dezinteresat, întotdeauna cetățenii își dau cu părerea și spun și îndreaptă, spun susținerea către un candidat sau către celălalt. Nu, eu mă refer la atacurile contra candidaților. Atacuri au fost întotdeauna și o să fie în continuare atacuri, dar întotdeauna sunt dispus la un dialog cu dumnealor să vedem, poate dumnealor o idee mai bună ca a mea. Poate dumnealor nu sunt dispuși la dialog cu dumneavoastră. Eu le-am deschis întotdeauna poarta dialogului să încercăm să... Nu, acum eu văd că sunteți diplomatic, eu vă apreciez astfel sunt de... Sunt convins că dacă un comportament, dar așa sincer, au început cu atacuri murdare la adresa dumneavoastră, fără, înțeleg că nu vreți ca să dați nume, nu vreți ca să dați exemple, dar au început? Da, au început cu atacuri, se duc și spun că nu e asfaltul bun, dar merg pe el de 3 ani de zile. De adică, ce nu e bun, vorba aia, nu rămân roțile pe asfalt, rămâne asfaltul pe roți, sau cum e? Da, nu e bun, dar cu toate că merg pe el de 4 ani de zile, n-are nicio groapă, sau că nu e apa bună, dar a fost responsabil cu apa 3 ani de zile, sau așa mai departe. Deci a început campania la electoral la Bărbătești, ca să o luăm așa pe scurtătură. Da, da, da.
La ce fel de atacuri vă așteptați în campania electorală? Cu ce, unde credeți că sunteți vulnerabil? Nu mă interesează niciun fel de atac. Pot să spună ce or vrea, nu mă deranjează. Nu știu părerea oamenilor despre mine, părerea marea majorității oamenilor despre mine. Nu cred că este o părere destul de rea, dar ca în orice pădure, să-i zicem, cu toate că e cam dur exemplu, există și persoane care nu m-au luat suflet. Nu m-au luat suflet și nu am... Am și încercat să găsesc cu cale, să văd ce s-a întâmplat, poate i-am deranjat vreodată și n-am știut sau... Nu se poate, nu suntem compatibili, știți cum e și proverbul, dragoste cu forța nu se face. Am înțeles, în ceea ce privește modul în care se va aveți voie să faceți campanie electorală, ați văzut, s-a schimbat foarte mult, dumneavoastră ați fost și în alegerile din 2008 și în alegerile din 2012 și iată acum în 2016, presupun că nimic nu se compară cu ce a fost în 2008. Babilonie curată din ce... Aș vrea să se și pună în aplicare legea. Și sunt aveți convins, îndoieli? Sunt convins că o să aibă poliția mult de lucru în acea perioadă. Este un lucru destul de bun pentru că oamenii nu trebuie să mai voteze decât după simțire și ce simt ei, nu neapărat să voteze că îi se oferă ceva, o pelerină sau o pereche de cizme portocalii. Bine, pe de-o parte, toată lumea zice că e bine, dar toată lumea, toți invitații mei din studio îmi spun, domnule, este minunat, dar este minunat că nu li se mai permite să organizeze tot felul de momente, evenimente la care să dea de băut gratis oamenilor, da, și de mâncat. E bine că nu mai avem voie cu cadouri din poartă în poartă ca să-i îmbiem pe oameni. Practic, nu ni se permite decât o broșură cu programul de pe următorii 4 ani, nu? Da, și ce? Și un poster sau afișe. Afișe. O anumită... Fără BNR. Fără BNR. Nu știu, aici e de discutat. Fără BNR. Ne zice fără BNR pe domeniul public. Nu știu dacă poate să spună. Adică dumneavoastră în curte puteți să vă puneți BNR. Eu așa consider că pe domeniul, pe domeniul privat cred că nu are nimeni ce să zică. Da, este, înțeleg că este interpretabilă. Ca de obicei, la noi, da? În România deci toate legile sunt... Deci să vedem pe garduri. Nu o să mai vedem pe stâlpi. Probabil că da, cu toate că legea spune că nu se afișează decât la panoul de afișaz care e dat prin dispoziția primarului. A, și dumneavoastră aveți probabil acolo la primărie, da, sau unde amenajat, veți amenaja spațiul în fața primăriei, o să punem panourile unde candidații să-și etaleze afișele. La primarul localității, candidatul în localitatea la primărie, care e suma maximă? 6.000 parcă? 5.000 și ceva. Da. Ci până în 6.000, da? Da. Este o sumă care, în opinia dumneavoastră, este suficientă unui candidat la primărie să se promoveze așa cum trebuie? La nivel de localitate mică, cum este comuna noastră, da, este mai mult decât suficientă, pentru că nu ai pe ce să cheltui banii decât pe afișe și pe acele pliante. Considerați că este corect să li se acorde tuturor acești bani, adică tuturor candidaților, până la urmă? Din câte am înțeles, ca să li se acorde acești bani, trebuie să scoată un anumit scor. Da, trebuie să facă un prag. Nu știu sigur cât este pragul. Dar oricum, probabil că sunt multe partide care vor face pragul acesta minim, dacă nu înșel 3% sau nu știu cât, 5% undeva în jurul acestui procent, probabil vor fi mulți care vor face pragul. Deci banii care vor merge, bani pentru campanie, vor merge foarte mulți. Bani cu care probabil se putea face altceva. Nu știu, zic și eu. Știți că în momentul acesta sunt 60 de partide politice în piață? Care și-au depus deja candidați? Nu neapărat toți, că nu sunt toți, așa ar fi 60 care, de candidați la primăria Bărbătești. Care urmează să-și depună. Își vor depune foarte mulți. Adică ce rost, nu știu, vedeți rostul partidelor, partiduțelor și... Cum să zic, eu cred că era bine ca fiecare candidat să-și susține campania, nu să plătească statul pentru, păi da, pentru campania. Sigur, dar... limitând aceste... Bineînțeles, dar dacă așa se stabilit, n-avem decât să respectăm legea, ce putem să facem. Am înțeles. Da, domnule primar, eu vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră. Vă doresc multă baftă. Și eu vă mulțumesc de invitație. Spor la treabă. Vă mulțumesc. Și să fie fără evenimente nedorite, așa cum ziceați dumneavoastră. Așa sper și o să fie fără evenimente nedorite, dar
poate orice mic eveniment este sarea și piperul în... Trebuie să ieșiți cumva din anonimat, în orice, nu? În orice localitate. Adică trebuie bărbăteștiul să... Nu, mi-am propus acest lucru, dar cu siguranță o să avem și situații din ăștia peste care o să trecem. Sunt convinsă. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. A fost alături de noi domnul Adrian Mangu, primarul localității Bărbătești, candidat pentru încă un mandat din partea Partidului Social Democrat. Eu vă dau o nouă întâlnire mâine, până atunci vă doresc toate cele bune.